Bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod cu familia Montano. N-am mai jucat de ceva timp cu această familie. Bine, am jucat cu ceilalți, cu Rachel, dar n-am mai intrat la ei în familie de când am făcut, i-am mutat, practic, am mutat-o pe Rachel. Și cred că era momentul să ne mai jucăm puțin. Hai să-l punem pe ăsta să repare chestia asta aici. Așa. Și vedem aici că am bătrânit și Morgan. Bă, dar asta de ce nu-i schimbată? Stai și tu îmbrăcată cum trebuie, dragă. Așa. Ok. Și-a făcut temele copilul. Am băgat un mod în care copiii își termină temele mult mai repede. Ia zi-mă, asta are vreo temă de făcut? Ia zi-mă, do homework, yes. Are și el de făcut, așa. Și vreau să vă mulțumesc pentru like-urile la episodul acela cinematic. Mă așteptam totuși să fac mai multe vizualizări, fiind primul meu clip de acest gen. Și poate mulți dintre voi n-ați văzut clipul și vă spun să vă uitați și voi pentru că e foarte, foarte frumos. Gata, și-a și făcut temele astea, vedeți ce repede le-a făcut? Asta e foarte tare, adică nu mai stăm foarte mult până își fac temele. Asta trebuie să salveze ceva de aici. Mulți dintre voi îmi spunea să le schimb hainele celor doi, însă zic eu că nu știu dacă are neapărat, dacă e necesară chestia asta, pentru că ei deja sunt la o anumită vârstă. Chiar nu știu ce să zic vis-a-vis de chestia asta. Ok, îl avem aici pe Dorian, care are și el acum propria lui cameră și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persoane. Și cred că ar fi frumos să-și facă și el o prietenă, nu știu dacă are pe cineva. Ai, mă, s-a stricat și PC-ul, ce naiba? Repair, du-te și repară și PC-ul. Doar asta se pricepe momentan, repara prin casă. Hai să ne uităm de curiozitate. Pe cine are asta în lista de prieteni? Chatwit? Rachel? Nu prea are pe nimeni. Trebuie să-i găsim și lui o fată. Să se cunoască chestii. Dar să vedem pe cine alegem. Băi, Anabel, ia trebuie și... Dar nu, că asta le aruncă la... Dacă aruncă aici, mai luăm niște bănuți. Așa. Așa. Restul vă că... A, și spunea să renovez puțin camera. Asta, păi știți care e problema? Că eu în camera asta am acum portretul celor doi. Adică lui Jade și a lui Morgan, după cum puteți vedea. Asta este. Nu mai știu dacă cel al părinților, parcă l-am scos. Și l-am pus, stați să mă pe pereți, că nici nu mai știu. Uite-l aici. Vedeți? Asta este portretul lor. Mai am unul și pe aici, de la nunta lor. Hei! Dar ăștia nu cred că și-au făcut nunta, bre. Gino și-a făcut, ba da, mă, și-a făcut, uite aici. Hai că m-am ștâmpit, au și în cameră parcă unul, da, uite. Știam eu că trebuie să ai. A, mă las-o, naiba! A, dar mai are puțin și face și el milestone-ul. Hai să lăsăm, ce să zic acum. Băiețelul ce face? Văd că e bine sănătos. Un proiect ceva la școală n-avem. Ia, stai. Lei, joacă-te și tu cu cățel. A, uite, ăsta vrea să arunce și el gunoiul și nu l-am lăsat. Așa, hai, aruncă-l pe jos acum. Aruncă-l pe jos. De fapt, cred că era de la PC de aici. Lasă că le iau eu de aici. Unde l-ai bala arunca, mă? Unde a pus gunoiul? Chiar nu găsesc unde l-a pus. Chiar nu văd unde este. A, ia uite-te și tu unde l-a dus. Hai mă, pune-te aici. 70, a, așa. Asta se duce la școală? A, e în 3 zile se duce la școală, tocmai bine. Ce vreau să vă anunț, o să fie o perioadă puțin mai dificilă pentru mine cu postatul, cred. Pentru că vineri am cununia civilă și o să fie foarte greu să postez. De asta acum încerc să fac mai multe clipuri pentru mai multe zile ca să aveți voi la ce să vă uitați. Asta ca să știți în cazul în care va fi o zi în care nu pot posta. Așa. Gata, s-a culcat toată lumea. Bineînțeles, în familia Montano se doarme la greu.
The Sims Supply a pus o casă, dar asta nu are ce să facă săracul copil. A rămas singur, ce-o fi cu el? A, ce frumos! Așa, ai grijă și tu de el. Însă ia stai mă să-l scol eu pe ăsta, ai bacițu, că eu vreau să-și cunoască și el o fată, ceva, puii mei. O să-i dau acum travel. Sper să mai fie cineva prin oraș la ora 12 noaptea. Ceea ce nu prea cred. Și plus ce femei au ăștia în oraș aici. Ia. Discoteca Europa, dar e incompletă. Ce naiba lipsește din ea? Ia să mergem până aici să vedem. Poate mai punem noi lucruri care lipsesc. Chiar sunt curios, dar să și eu mai bine. Cam scârție scaunul ăsta, dar n-am ce să-i fac decât să-l dau și eu cu ceva. Item remove? Păi stai bre, că asta e goală discoteca. N-are de niciunele. Da, era goală? Pare că eu știu că pusesem. Chiar n-o făcusem? Cine era asta acum? Că e un fric de... Gata, nicăre de aici. Au, l-am uitat că e... că îi... îi iarnă. Unde să-l trimit eu? Aolea, doamne. Ia stai, mă, prin Newcrest pe aici. N-au nici în Newcrest tot asta de aici aia de cununii. În Windenburg, da, tot la el în oraș, dar chestia e că ar trebui să-l duc pe la o cafenea. A, uite și aici un nightclub. Ia să mergem până la nightclubul ăsta. Trebuia să-l schimb și pe el puțin. Că nu mai știu ce haine are. Tău, și urmează și episodul cu casele abonaților. Am primit de data asta foarte multe case și am. Dar ce naiba tot îmi lipsește de aici? Jujubeiu? Hai. Hai că e ceva lume. Nu știu dacă e și cineva pentru asta responsabil. Aolo. Change outfit. Ia să vedem. Ce ținut are ăsta? Vai de mine pe ăsta neapărat trebuie să-l îmbrac. Nu-mi place deloc de el. Ia să vedem pe barmanița asta. E cam neagră. Ce-i drept? Nu știu dacă să mă bag pe o negresă. Asta nu mă interesează. Asta nu mă interesează. Cu toate că negresa nu-i urățică. Ia să vedem. Friendly. A venit și asta, dar nu vreau nici pe asta. Asta oricum e relație se Candy, Sandy asta. Bună! Hai, vorbește și cu mine ceva. Ia, o întreabă direct. Ia. Aolea, dar stai bă că ăsta e teen. Asta e young adult, deci nu merge. Vai de cap, iau și pe Rachel. Gravida a venit în club. Asta parcă era teen. Young adult? Bă, stai să vezi că pentru asta n-am o fată care să fie teen. Sai de capul meu. Mă enervează, nici la școală n-a cunoscut pe cineva. Vine și bățosul ăsta. Ca și ospătar aici. Dar de unde îi fac lui ăsta o prietenă tânără? Adult? Oh, shit. Deci, și cât mai are până crește? Oh, nu mai are ceva. Mai are, oh. Ah, ia stai. A, părinții lui asta. Frais ăștia, da. Ce fac eu în situația de dată, spuneți și voi? Toți sunt numai young adult sau chestii de genul ăsta, nu? Nu cred că am niciun timp aici. Deci.
sigur nu poți să facă nimic. E să... Hai să ne băgăm cu asta seama. Dar știu că nu merge ca tin să te cuplezi cu un iang adult. Aolo, ce-ai făcut, frățioare? Vezi că te vede aici mătușii ta pe aici. Ai grijă ce faci. Hai. Hai, bă, vorbești cu ea. Ți-e rușine. A, ok. Așa. Ia, hai direct. Cred că de asta și merge să întrebe de Huhu, pentru că e mai tânăr gen. Hai, hai. Băi, lasă-mă acolo. Da, nu, nu-i apare, vedeți chestia aia cu flirtări și cu alte chestii. Nu-mi place chestia asta că n-a venit niciun tânăr aici. Ce naiba? Dar nici nu cred că avem pe cineva tânăr în oraș. Chat with Cindy. Da, nu ne apare. Trebuia să bag modul ăla gen ca să se poată cupla cu un young adult. Cred eu. Gen ăștia pot fi prieteni și abia după aceea când crește el să... E. Show of Afi? E frig? Lasă, n-ai bai, uite ce-o întreabă asta de temperaturi. Mama, s-a terminat și clubul, nu cred. La 4 dimineața, când abia începe distra... A, de fapt, s-au dus la să mai bea ceva. Bă, ia uite-l, ăsta e învățat de acasă să facă curățenie. Da, nu prea am noroc, sincer să fiu. Asta e tare deranjant. Chiar nu știu ce să fac în situația asta. A, e un vampir pe aici. Care ești, mă, vampirule? Stai să-l detectez eu acum. A, e fire, naibii tu să fii. Ai venit aici, străvezitule. Dar ce, nu poți să pleci? Pe da, băi, nu poți să pleci. Ia, pleacă de aici, mă. Stai că ți-l gonesc eu de aici acum, a? A. Vino, bă, cu afiștul bad boy. Trebuie și gonește vampirul de aici. Ieși de aici, băi. Hai, 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 hai. Perfect. Dai. Aha, ai că a plecat singur. Bravo. A plecat, mă, sau zic că dacă n-a plecat, îl gonesc eu, nicio problemă. Unde te duci după casă pe aici? Ia. Gata, a plecat. Fiu. Ați văzut ce frumos se rezolvă treaba? Da, mă, n-am și eu cu cine... Aolo, mai vine și Revelionul azi. N-am și eu cu cine să... Să discut așa. Deci uitați, ăsta are doar familia pe aici. Asta e gen mătușii sa, cum ar veni. Deci trebuie să fac în orașul ăsta niște tin, neapărat. Asta e nasol, că știți, în Sims 3 stătea, adică el se ducea la școală și își făcea prieteni. Din câte știu eu. N-am noroc, trebuie să mergem acasă, din păcate. Și gen trebuie să stăm să navigăm pe internet, mă gândesc să găsească fete tinere și el. Adică din... Parcă așa știam eu. Hai să ne uităm puțin la calculator, să vedem dacă așa e.
Să, gen, să fiind pe browser, poate. Găsește și el ceva, nu? Oricum și la episodul cu casele abonaților am găsit niște case superbe. Sper să vă placă și vouă. Ia du-te mă la puțin la ăsta. Social networking. Aoleu, e New Year's Eve, ne-am dat naiba. Unde naiba e, mă? Stai să vedem. Right, nu, web. Socializare, așa. Chat, ia să vedem, de curiozitate așa. Oare mi-o și apărea cu cine o vorbi, poate. Ok. Cu cine a vorbit el? Așa, hai să lăsăm aici, poate sper să-i găsesc cel puțin în următorul episod când oricum o să pun eu niște fete ceva mai tinere, poate să cunosc și eu, știu. Adică așa ar trebui, normal. Asta bine, trebuie rămâne de văzut. Păi da, dragilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut acest episod și că am mai postat episoade cu familia Montano. Nu uitați să dați și voi un like, bineînțeles, acestui episod, să-mi spuneți dacă mai vreți episoade cu ei și ce vreți să facem pe viitor. Iar până la un nou episod cu familia Montano, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!